Ne-am întors în studio pentru ultima parte a discuției. Alături de noi Răzvan Crem Alexe, a.k.a. Kremlin, a.k.a. fost o treime din Epitaf. Câți erați? Trei? Trei cu Robi la Mixmaster, a plecat japonezul, a intrat Robi ca MC. Trei, aș spune. Oficial doi, nu oficial trei. Deci și Dilimangiaro a fost la Epitaf. Da, a fost un părinte spiritual și ne mixa bucățile și am avut un material cu el, Epitaf și Robi, Richter 7, am avut un album, ceva de 13 bucăți, un mixtape, să-i spunem. Am făcut și o piesă de 10 MC, printre care era și Infinitul de la Chakra 7 sau ceva, ce care era pe tare. Forum la Hip Hop Culture și unde se uploadau battle-urile. Da, da, și am dat da, noi da, toți battle și trebuia să câștigăm noi și a câștigat el și ne-am înverșunat până când am zis hai să facem o piesă și am luat 10 MC, am făcut-o din asta. Deci tentative de oameni mulți pe piesă au mai fost, adică fost. Nu e... Mm-hmm. Macalan a bătut recordul acum cu 19. Da, cu, da, da, Cypher-ul. Da, ăla chiar e record în hip-hop-ul românesc. O să încercăm pentru această ultimă parte a discuției să ne referim și la cariera ta de actor, pentru că este foarte mișto ce faci și ne-ai explicat cum vezi tu relația dintre meseria de actor și meseria asta, pasiunea de a fi MC și așa mai departe. Cred că Trucul lui Patrick, nu? Este ultima producție în care joci. Un spectacol al teatrului de comedie, regizat de Anca Maria Colțeanu cu mine și Emilian Mârnea, un coleg de master de la facultate, un băiat foarte talentat. Un spectacol în două personaje în care jucăm, în doi actori în care jucăm două deci personaje. Deci numai voi doi. Da, doi actori. Care joacă doi băieți de 11 ani, care devin alte 11 personaje în aproape oră și un pic de spectacol și schimbări, așa. O comedie cu ceva substraturi dramatice, pe 19 mai și 26 mai teatrul de comedie. Altfel, vă mai aștept la Teatrul Mic, Teatrul Național, la Apollo și au mai fost câteva spectacole, s-au casat, au renunțat. Ce înseamnă mai exact casat? E momentul în care se joacă foarte mult și la un moment dat se zice gata, mă, ăsta nu mai jucăm. Din vari motive, da, nu se mai joacă. Deci, știi că te-am întrebat de ce se ajunge să joace un spectacol și 10 ani? Pentru că e foarte iubit de public. Pentru că dacă tu te-ai duce să cânti aceleași piese 3 ani la rep, n-ai avea cum să te mai cânti, îți dai seama. Dar întotdeauna o să te zească, bagă, te rog, baia, dar stai că nu mă mai reprezintă, da, te implor că de-aia am venit, măcar ți-o scrie pe mână cu markerul, ceva, da, la nivelul ăsta de colegii admirație. Tăi știu că faci și muzică? Te-au văzut, nu, la români? Știu, nu aveau, încă din facultate a trebuit să mă manifest și la orice exercițiu de improvizație sau așa eram, yeah, ok, eu. Florin Zafirescu a fost foarte drăguț pentru că la un moment dat ne-a luat pe mai mulți care făceam asta, aveam valențe. A, mai sunt și alții? Se, da, da, mai sigur mai țin minte trupa Ars Poetica din Suceava, da, cu Zenon și Gheco. Normal. Amândoi sunt actori de meserie. Wow. Acum Gheco mi-a fost coleg de generație și de grupă și de cameră în cămin și un băiat foarte mișto. La fel și Zenon. Așa, care și el joacă. Mi-este cunoscut, da. Da, și pe Gheco și mine și un alt prieten, Silviu Mircescu, ne-a văzut că eram pe beatbox freestyle prin facultate și ne-a propus să jucăm alături de mai mulți alți colegi într-un spectacol la Teatrul Odeon, cât eram anul 3 de facultate, în care era fix zona asta mai de cartier cu copii cu probleme acasă, care se exprimau prin graffiti și prin hip-hop și regizoarea a venit la domnul Zanfirescu, care a jucat personajul principal și a zis, dar tu n-ai la clasă niște băieți care... Bă, da, cum sunt? Cremă ăsta și butnarul ăsta și așa. Iată-ne cum pentru primul spectacol într-un teatru în București, la Teatrul Odeon, cu domnul profesor Florin Zanfirescu împărțind scena și cântând rap și era un spectacol în care dansam toți și am cântat live bucățile scrise de noi. Una dintre piese este Toată lumea fumează, se găsește pe YouTube și a pornit de la ideea spectacolului de teatru, care a cerut ceva alternativ ghetto. Apropo de ce discutam de oameni care, da, voi simt că sunteți repări așa, iată cum regizori, teatre, directori, actori mari, somități ca Florin Zanfirescu spun, da, uite, băieții ăștia. Da, vis-a-vis de teatru, colegii tăi sunt deschiși, nu, la orice fel de formă de manifestare artistică, foarte deschiși și cu cât mai vocal și mai vulcanic și mai temperamentală muzica, cu atât e mai
tare îmbrățișate de ei. Adică le-ar plăcea NWA sau Rage Against the Machine sau tot așa, nu? Foarte old school, da, și încă ce se mai ce mai rulează pe acum, sunt foarte deschiși, sunt, na, îți dai seama, tot artiști, e un mediu artistic în care, din care îți iei seva prin cam orice formă de exprimare posibilă. Extraordinar de mișto, uite, am să dezvolu și eu o chestie, că la un moment dat exista o emisiune care trebuia să se facă pe Atomic TV, dacă nu mă înșel, al cărei realizator, producător și prezentator era nimeni altul decât Cristi Puiu, se numea Subcultura, și am filmat la mine în Părculeț. Și a fost destul de grav, pentru că aveau niște boschetari la un moment dat care aveau chef de scandal. Cristi Puiu încerca să atenueze, deci foarte, foarte mișto. El vrea să surprindă exact chestia asta de cartier și de la început mi s-a părut un om extraordinar, foarte deschis. Am înțeles că e, sau a fost fan Paraziții, sau a crescut cu a fost, ei nu, în zona... Omul era fan hip-hop românesc ca și Tudor Giurgiu, de altfel. Care da. A colaborat cu La Familia, cred că un deceniu. Da, cu care m-am întâlnit de altfel la premiile Gopo. Mi-a propus să fiu host pe covorul roșu și m-am dus să iau interviu colegilor. A fost foarte, foarte drăguț. Foarte tare, bravo. Și mi-a povestit cum a dat de gnom și a vrut la un moment dat să ia o piesă de pe album, să o folosească într-un film de-a lui. A fost un pic pe repede înainte și n-a mai apucat, dar se gândea să-i regizeze și un clip. Adică e fan gnom, fan neputincios, e acolo unul din regizorii. De altfel, da, bineînțeles, sunt toate primele videoclipuri, dacă nu mă înșel. În hip-hopul românesc. Da, 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 da. Cu La Familia cel puțin a colaborat extraordinar de mult și bine. Adică probleme de familie cel puțin a fost pentru noi un fel de reset, așa. Adică era tupul de porfaș, da, cam bucățile. Da, da, da. Bucățile alea. Foarte șmecher. Bine, domnul Răzvan Crema Alexe, te lăsăm pentru că trebuie să te prezinți mâine dimineață să raportezi la... La Tana Nimineața. Tana Nimineața, alături de Vlad Conovaru, prietenul nostru microbist care probabil că sforăi acum. Din toate trebui, pozițiile, nu? Da, tu nu, pentru că te ținem noi aici. Îți mulțumim foarte mult și așteptăm să te vedem pe scenă, pentru că pentru noi nu mai e important acum dacă pe scena de hip-hop sau pe scena de teatru, e cam același lucru, ne e egal. Lumea poate să vină să-l vadă, a spus, la Teatru de Comedie, la Teatru Național, la Apollo, unde ai mai zis că mai ești? Teatru Mic. La Teatru Mic, perfect. Mulțumesc mult, Brugner. Și urmăriți-l pe Răzvan Crema Alexe, o revedere după 15 ani, de când nu ne-am mai văzut noi, pentru că au fost invitați la Urban Groove în primul sezon, în 2007, trupa Epitaph, pe care îi salutăm pe toți membrii, pace și lui Dili Mangiaro, yep. Același băiat sufletist, as usual, și pentru toată mișcarea hip-hop din Bacău. Nu știu dacă v-ați documentat, dar e foarte multă lume mișto din hip-hop românesc care de acolo, exact. Grasu, Dili. Cam 60% din OCAP e de acolo. Să știu. Da. Da. Am ales, acolo sunt rădăcinile. Ok. Noapte bună și aveți grijă de voi. Big up. Pace. Da,